Bine v-am regăsit la GoTech. Informații neoficiale au apărut pe internet despre Samsung Galaxy Core, iar Galaxy S4 a ajuns oficial la noi în țară. Pentru cei care nu se vor grăbi să achiziționeze un smartphone de top, cei de la Samsung pregătesc modele mainstream care să semene cu designul al lui Galaxy S4. Terminalul Galaxy Core nu a fost încă anunțat, însă pe internet au apărut aproape toate detaliile. Una dintre cele mai importante facilități ale sale este că dispune de două sloturi pentru SIM, acesta mai are în componența sa un ecran de 4,3 inch, un procesor dual-core de 1,2 GHz și o cameră de 5 megapixeli. Însă sunt anumite detalii ale acestuia pe care încă nu le cunoaștem, cum ar fi dacă ecranul este de tip AMOLED sau are suport pentru filmare HD. Acesta va ajunge prima dată în piețele din Rusia și China. Prețul va fi de aproximativ 320 de euro. Galaxy S4, cel mai avansat model din seria Galaxy S, a ajuns oficial la noi în țară din 27 aprilie. Cu ocazia acestui eveniment, Samsung Electronics România a oferit promoții speciale primilor 100 de cumpărători, iar cuplurile au putut să participe la un concurs cu tema Parte din viața ta pentru a câștiga, desigur, un Galaxy S4. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept data viitoare cu cele mai noi informații din tehnologie.